Suntem pe insulița de pe Jiu, unde va fi creat acel heliport despre care s-a tot vorbit în presă în ultima perioadă. Teoretic, aici va fi locul de unde cei mai grav bolnavi vor pleca către centre universitare din țară și tot teoretic de aici se vor salva vieți. Discuțiile dintre autoritățile locale, constructor, ministrul sănătății și premier au început imediat ce au ajuns la fața locului. Păi și în afară de efectiv sistemul de balizaj, de toate celelalte, ne trebuie o clădire, o ceva sau nu, cum e? Nu. Deci se urcă direct. Trebuie doar protejat jur împrejur și aici ce trebuie să fiți foarte atenți este tot ce este cablu de acum în zona asta, nu poate nimeni să tragă un cablu aerian fără să se știe de el. Helicopterul care va deservi Gorjul și Doljul este achiziționat, iar piloții sunt la probe. În decembrie deja l-aveți funcțional. Noi, ideea este că la sfârșitul lunii să se aducă. Helicopterul e în țară deja. Piloții sunt pregătiți. Probe, nu? Deci este în orele de anduranță. Ministrul Sănătății a subliniat că existența unui heliport va deschide gorjenilor accesul de urgență la spitale importante din țară. Vine helicopterul de la Craiova aici exact, și duce direct la București. Până ce spitalul din Craiova o să se ridice nivelul lui în următorul an, doi sperăm, și atunci majoritatea vor merge la Craiova. Constructorul se va apuca de lucrări imediat ce proiectul va fi gata. Spațiul de pe insuliță dedicat heliportului a fost delimitat și administrației locale i s-a pus în vedere să nu permită amplasarea cablurilor în zonă pentru a evita orice pericol.